Dragilor, astăzi ne revedem cu un nou unboxing Oriflame, deoarece au trecut iată 3 săptămâni de la ultimul pe care l-am postat și campania numărul 11 a început, am plasat comanda, a sosit și astăzi o desfacem împreună. Vă arăt ce am comandat pentru mine în materie de noutăți, dar care sunt produsele favorite pe care le-am recumpărat și vorbim și despre cele mai bune oferte din acest catalog, oferte pe care, din punctul meu de vedere, nu ar trebui să le ratați. Dar, ca de fiecare dată, înainte de a trece la subiectul clipului, vă reamintesc să vă abonați la canalul meu dacă nu ați făcut asta până acum și dacă vă plac clipurile pe care le creez aici pentru voi și dacă vreți să vedeți și următoarele ce vor apărea, așa că apăsați pe butonul de subscribe și nu uitați că mă puteți găsi și pe Instagram, pe Facebook, dacă vreți să interacționăm mai mult, dacă vreți să vedeți ceea ce postez acolo, și pe Instagram vă pregătesc ceva super, super drăguț acum în august, așa că urmăriți-mă. Și ca de fiecare dată, în descrierea clipului o să vă las toate linkurile de care aveți nevoie. Iar acum, dragii mei, haideți să trecem la produse. Deja am scos o parte din ele pe măsuța de lângă mine ca să nu fac foarte mult zgomot în momentul în care vi le arăt. Așa că haideți să vedem ce am comandat din catalogul cu numărul 11 de la Oriflame. Astăzi am o dispoziție așa foarte bună, sunt pe energie, chiar dacă este în continuare foarte, foarte cald afară. Am încercat cumva să-mi prind părul, dar dacă pe parcursul clipului o ia razna sau machiajul meu începe să se topească, cu siguranță mă înțelegeți, pentru că probabil și la voi sunt temperaturile acestea mari și știți cu siguranță despre ce vorbesc. Revenind la unboxing-ul nostru, o să vă arăt întâi de toate catalogul, bineînțeles, ca să puteți să-l recunoașteți și dacă vreți puteți să-l căutați online și să-l răsfoiți astfel, iar dacă doriți varianta aceasta tipărită fizică, vă rog tare, tare mult să-mi scrieți un mesaj pe Instagram sau pe Facebook, unde vreți voi, și o să vă ofer toate detaliile pentru a primi un catalog din acesta gratuit. Iar el, să știți că mai este valabil până pe 23 august, așa că mai este timp suficient să aruncați o privire pe acesta și să vă comandați produsele dorite. Iar înainte de a trece la produse, vreau să vă menționez ceva super, super fain. O chestie pe care, din punctul meu de vedere, nu ar trebui să o ratați, indiferent de vârsta, ocupația pe care o aveți, pentru că vreau să vă vorbesc pe scurt despre programul de bun venit și mai exact despre ceea ce oferă Oriflame în pasul 3 din acest program, pentru că v-am mai arătat eu un astfel de flyer și vă spuneam că este împărțit în 3 pași. La pasul 1 primiți din nou două produse din acestea de machiaj din gama On Color, deci mi se pare un cadou super avantajos. Faci primul pas în prima campanie, primești două produse. Pasul 2 este un set format din 4 produse de îngrijire, atât pentru ea cât și pentru el, și asta mi se pare super drăguț. Dar în pasul 3, Oriflame oferă ceva ce nu a oferit niciodată până acum și este vorba despre un curs de engleză. Da, ați auzit bine. Cei de la Oriflame colaborează acum cu cea mai avansată școală online internațională de limba engleză, se numește Education First. Aveți mai multe informații pe pliantul acesta, dar dacă doriți din nou mai multe detalii, vă invit să-mi scrieți. Și practic, ce oferă Oriflame este un voucher în valoare de 180 de euro, cât este practic prețul unui curs la această școală. Cursul vă oferă 3 luni de acces nelimitat pe platforma lor, vă pun la dispoziție o grămadă de videoclipuri, de traininguri în care voi să învățați să vă perfecționați engleza, dar ceea ce mi se pare super fain este faptul că înainte de a începe cursul, dai un fel de test ca să vezi la ce nivel te situezi cu engleza pe care o știi în momentul de față. Dacă nu știi absolut deloc engleză, după ce dai testul acesta și te încadrează la un nivel, practic îți oferă toate cursurile de care tu ai nevoie. Dar să zicem că dacă deja știi să vorbești engleză, dar vrei să știi și mai bine de atât, pentru că din punctul meu de vedere întotdeauna este loc de mai bine și vă zic că eu de-abia aștept personal să fac cursul acesta pentru că vreau să mă îmbunătățesc. Ei bine, dacă știi deja câteva lucruri în engleză, ești luat fix de la nivelul acela, deci nu te mai întoarce de la bun început și asta mi se pare super, super fain. Iar alt plus pe care îl oferă cursul este faptul că la finalul lui primești și certificare pentru cursul absolvit, ceea ce este super fain din nou, pentru că astfel ai practic o diplomă prin care poți să atești faptul că ai făcut
cursul de engleză. Și din nou este o școală online recunoscută internațional, așa că eu zic că engleza prinde bine la toată lumea. Și v-am spus că acest curs costă 180 de euro preț întreg, dar cei de la Oriflame, deoarece colaborează cu Education First, ne oferă un voucher, astfel încât noi mai plătim doar 50 de lei pe curs în loc de aproximativ 1000 de lei, ceea ce este fantastic! Așa că, dacă vrei să înveți engleza, întâi de toate trebuie să completezi formularul pe care ți-l las eu de fiecare dată în descrierea unboxing-ului, astfel o să ai un cont la Oriflame și pe lângă acest voucher pentru cursul de engleză beneficiezi și de produsele pe care ți le-am arătat până acum în restul pașilor, dar de asemenea și de reduceri. V-am mai spus că de la o comandă de 70 de lei, cei de la Oriflame deja oferă 23% reducere, astfel ai contul tău, poți să-ți comanzi produsele când ai nevoie de ele și să-ți sosească acasă, deci aveți numai de câștigat. Deci dacă încă nu ai un cont la Oriflame, te invit acum în echipa mea, te invit să completezi formularul din descriere. Iar acum, dragilor, că v-am menționat și avantajele pe care le puteți avea, haideți să trecem la produse. Și o să încep cu cel care mi-a atras, bineînțeles, atenția și produsul care nu ar fi lipsit niciodată de pe comanda aceasta din C11 și este vorba despre noul parfum Divine. Da, eu am comandat două bucăți și o să vă explic imediat de ce și parfumul pentru mine l-am și desfăcut, dar întâi de toate uitați-vă ce cutiuță frumoasă i-au făcut acum. Înainte era destul de simplă cu alb și albastru, dar acum are și auriu, are de toate pe ea, îi face cinste parfumului, ca să spun așa. Și ia uitați cum arată noul Divine. Probabil deja l-ați observat din pachetul de lansare, dar să-l simți în mână este cu totul altă poveste, pentru că efectiv forma sticluței dă impresia de o siluetă feminină cu o talie așa foarte îngustă și în momentul în care îl țin în mână îți dă o senzație foarte plăcută, credeți-mă, iar capacul acesta este acum auriu complet și inscripționat cu numele parfumului, scrie Divine aici pe capac. O să vă fac un close-up, bineînțeles, ca să vedeți toate detaliile acestei sticluțe, pentru că mie una mi se pare superbă. Și poate o să vă gândiți acum, dar de ce l-au relansat doar ca să-i schimbe această sticlă? Ei bine, nu, parfumul are formula schimbată, deci nu mirosul, mirosul este la fel, este parfumul acela pe care eu îl ador. Pentru cine nu mă cunoaște, cine nu mi-a mai văzut înainte clipurile, Divine este unul dintre parfumurile mele preferate de la Oriflame, este pe locul 1 alături de Giordani Gold Essentia și se întâmplă asta de 8 ani. În continuare, îl ador pentru mirosul acesta fresh, simți că te reîmprospătează, este un miros atât de plăcut încât l-aș purta efectiv în orice anotimp. Mă definește efectiv parfumul acesta și acum mă bucur că i-au păstrat aroma, dar vă spuneam că au schimbat formula. În ce sens? Înainte, parfumul era apă de toaletă și mie îmi persista super bine, cel puțin 8 ore tot îmi rezista pe piele, dar acum din apă de toaletă a devenit apă de parfum. Deci a fost crescută concentrația de miros și lucrul acesta chiar se observă, cel puțin pe pielea mea, pentru că acum știți, diferă pH-ul fiecăruia la contactul cu un anumit parfum, dar eu deja l-am testat înainte, am testat mostra parfumului și efectiv chiar am observat că rezistă mult mai bine. L-am pulverizat și acum pe mână, îl ador și cu siguranță o să abuzez de el acum în luna august, septembrie și în continuare, pentru că îmi place atât de mult. Dacă v-a plăcut vechea variantă, o să adorați noua variantă, atât pentru sticlă, cât și pentru concentrația aceasta ridicată și v-am zis, chiar se vede o diferență la capitolul persistență. Și v-am arătat că am luat două bucăți de la acest parfum, deoarece avem o ofertă extra catalog, astfel că dacă vei achiziționa două parfumuri din acestea, plătești doar 60 de lei pe fiecare în loc de 80 de lei cât este prețul în catalog, deci este mult mai avantajos, așa că sfatul meu este să vorbiți cu mama, cu o prietenă, cu o soră, o vecină, oricine poate dorește să îl comande împreună cu voi și astfel plătiți un preț mult mai mic pe parfumul acesta. Dacă tot am adus vorba de produse favorite de la Oriflame, ei bine, ia uitați ce am aici, încă 3 nuanțe de la rujul acesta din gama The One, cel Ultra Fix,
care, nu știu dacă am apucat să vă mai zic de când l-am cumpărat și l-am încercat prima dată, dar a devenit rujul meu preferat de la Oriflame. Haideți să desfac aceste nuanțe ca să pot să vi le arăt și să le facem swatch. Întâi de toate, prima nuanță pe care vă arăt este una recumpărată. Nu, încă nu am terminat rujul, doar că am dat-o pe mama mea cu el în momentul în care a fost în țară în vara aceasta și i s-a potrivit atât de bine nuanța, se numește Ultra Terracotta, cam așa arată, este un maroniu, dar nu foarte, foarte închis, este rujul acela perfect pentru zi, mai ales pentru persoanele care au un ten mediu ca și nuanță. Așa că rujul meu a rămas la mama mea și eu mi-am luat din nou această nuanță pentru că este minunată și am tot folosit-o de când mi-am cumpărat-o atunci prima dată. O să vă fac un swatch. Îmi place foarte mult rujul acesta pentru că este pigmentat, este cremos, se aplică foarte, foarte ușor, are batonul acesta stick destul de mare, dar în același timp poți să te dai foarte frumos cu el fără să te mânjești și secretul este, dacă vrei să-l faci să reziste super bine, pentru că el asta promite, să se fixeze acolo pe buze și să nu se ia la contactul cu ceașca de cafea, cu tacâmurile atunci când mănânci sau eventual la săruturi, secretul este ca după ce îl aplici să-l lași 10 minute să se fixeze pe buze, pentru că are o tehnologie, are o pudră în compoziție care efectiv fixează produsul pe buze, așa că atunci când îl folosiți și îl vreți acolo câteva ore bune, lăsați-l să se usuce, dați-i timp și apoi o să vedeți că o să vă mulțumească cu siguranță. În momentul de față am aplicat pe buze același ruj, numai că am aici pe buze nuanța nude, dacă nu mă șel, da, nude se numește nuanța, dar da, deci prima a fost terracotta. Următoarea este una pe care nu eram sigură dacă o să o iau sau nu de la bun început când s-a lansat rujul, pentru că nu știam dacă mi se potrivește. Dar am testat-o în sediul Oriflame de la București și mi-a plăcut foarte mult, așa că am zis, haide că o iau și vedem cum îmi stă cu ea și pe buze. Și se numește Ultra Taupe, da? Și este un nude, după cum se poate vedea, dar cu un subton destul de rece. Așadar, purtați-l doar dacă aveți un subton rece de piele sau dacă aveți un subton neutru, ca în cazul meu, dar depinde cât de neutru este, cam asta e ideea, așa că de aceea nu eram eu foarte, foarte sigură de această culoare. Dar haideți să-i facem un swatch pe mână, să vedem cum arată. Este superbă, se vede că are așa un subton de roz, mov, arată foarte bine, de-abia aștept să-l aplic pe buze, din păcate nu pot în momentul acesta, dar cam așa arată culoarea, ca să vă faceți o idee. Și ultima nuanță aleasă este aceasta, pe care v-am mai arătat-o în unboxing când s-a lansat rujul, doar că nu am păstrat-o pentru mine, am dat-o mai departe, dar acum am zis că trebuie neapărat să o am pentru că mi-a plăcut prea mult. Și se numește Ultra Raspberry, este practic o nuanță foarte, foarte frumoasă de smeură, dar destul de potolită, pot să zic. Haideți să-i facem swatch. Doamne, cât de frumoasă este! Efectiv, are culoarea aceea de smeură, așa zemoasă, delicioasă, ușor dulce. Chiar arată smeură. Îmi place mult de tot. Este practic un roșu în combinație cu un roz. Uitați-vă și voi, este superb. Aștept să-mi spuneți care nuanță vă place cel mai mult dintre acestea trei, cea terracotta, taupe sau aceasta de smeură. Mergem mai departe, dragilor, și vă arăt cele mai bune seturi din această campanie, ce nu ar trebui să vă lipsească de pe comandă, chiar dacă folosiți voi produsele pentru voi sau le dați mai departe, sunt o idee foarte, foarte bună pentru că sunt avantajoase la preț. Și întâi de toate, avem setul acesta format din 3 produse, este un set la doar 35 de lei. Întâi de toate, avem crema aceasta de duș din gama Milk & Honey Gold, deci este acea gamă ce miroase foarte, foarte bine a lapte și a miere. Avem și deodorantul acesta rolon de la parfumul Miss Giordani, deci parfumul acela dulce, tineresc, elegant. Și produsul care practic face toți banii este rimelul acesta din gama The One, renumitul rimel pe care vi-l recomand din suflet, indiferent că aveți gene super scurte sau gene lungi, este potrivit pentru toată lumea. Este rimelul 5-in-1 Wonderlash, cel clasic, în varianta pe negru.
negru, așa că 35 de lei pentru aceste 3 produse merită să puneți setul pe comandă. Al doilea set tot așa conține 3 produse, doar că acesta costă doar 20 de lei și avem acest săpun solid din gama Love Nature, cel în varianta cu ulei de măsline și aloe vera. Avem crema de mâini cu avocado, ce face o treabă super bună la capitolul hidratare, dar și crema aceasta pentru tălpi din gama Fit Up Comfort. Este o cremă cu eucalipt și unt de shea, deci reușește și ea să hidrateze foarte, foarte bine tălpile. Deci, încă o dată, aceste 3 produse la 20 de lei. O altă ofertă extrem, extrem de bună găsim la seturile Novage. Da, am cumpărat aici un set Novage, un set complet, este vorba despre Bright Sublime. O să vă desfac imediat ca să vă arăt cum vin așezate toate produsele acestea, ce ne oferă practic o rutină completă, atât pentru dimineață cât și pentru seară. Cam așa arată tot setul. Avem gelul de curățare, crema de zi de față, crema de noapte, crema de ochi și serul, deci rutina este completă, după cum se poate vedea. Și setul acesta l-am luat pentru a-l face cadou unei persoane dragi mie, pentru că știu că îl folosește și are rezultate super, super wow cu această gamă. Dar oferta vine și spune cam așa: la cumpărarea oricărui set Novage primim cadou masca aceasta minunată, tot așa din gama Novage, doar că este varianta Proceutical, cea cu niacinamide și chica, ce este făcută din bioceluloză. V-am spus că este masca mea preferată de la Oriflame, încă din prima clipă de când am testat-o, pentru că lasă tenul foarte hidratat, luminos, îi dă efectul acela ca și cum umple liniile fine. Efectiv, vezi un efect după ce o dai jos, după ce ai folosit-o prima dată, ca și cum ai fost, nu știu, la cosmeticiană, ai fost la dermatolog și ți-ai făcut un tratament așa de refresh. Ei bine, cam asta face această mască, așa că mie mi se pare o ofertă foarte bună să o primim cadou la cumpărarea unui set Novage. Dacă o să răsfoiți catalogul, o să vedeți că în acesta avem parte de oferte săptămânale. În funcție de săptămâna în care ne punem comanda, putem să luăm anumite produse la prețuri mult mai mici. Așa că am profitat și eu de această ocazie și am recumpărat pomada aceasta pentru sprâncene. Este gelul acela cu care poți să conturezi sprâncenele. Am desfăcut produsul așa că să-l vedeți, pentru că nu o să-l desigilez, deoarece vreau să-l fac cadou, fiindcă eu am început să folosesc gelul acesta pentru conturare și mi se pare super, super fain, așa că acesta va merge la giveaway la una dintre voi, așa că din nou urmăriți-mă pe Instagram. Și am luat aici varianta medium brown, ce mie mi se pare că se potrivește la mai multe nuanțe de păr, deci da, cam așa arată produsul. Vreau să vă zic că m-am bucurat foarte, foarte tare când am văzut că în această campanie sunt la reducere 2 parfumuri pentru bărbați, parfumuri pe care eu le consider ca fiind cele mai bune de la Oriflame, sau mă rog, unele dintre cele mai bune pentru bărbați, undeva așa în top 5. Și întâi de toate am recumpărat parfumul acesta minunat, se numește Post is the Secret Man, este un parfum, deci când se dă Paul cu el sau tatăl meu, știu sigur că s-au dat cu parfumul acesta, pentru că are un miros special, nici foarte dulce, dar nici foarte fresh și persistă atât de bine. Na, deci n-ai cum cu el, vă zic sincer, așa că am luat 2 bucăți, una pentru Paul și una pentru tatăl meu, pentru că v-am zis, este minunat parfumul și știu că amândoi îl adoră și câteodată îl folosesc așa cu precauție, vă zic așa, vă dau din casă, știți cum se zice, pentru că nu vor să-l termine, dar eu țin mereu să le reamintesc că în continuare putem să luăm parfumul de la Oriflame și îl găsiți în această campanie la 80 de lei, dar merită fiecare bănuți. Este la ofertă din nou și este apă de parfum și are 75 de ml. Iar celălalt are un preț atât de mic, de doar 40 de lei, cred că este cel mai mic preț pe care l-a avut în anul acesta și este vorba despre Be The Legend. Este parfumul tot așa de 75 de ml, doar că este apă de toaletă, dar persistă foarte bine. Are ambalajul acela cu negru, miroase, pot să zic, mai dulce decât Post is the Secret,
dar este un parfum suportabil, ca să zic așa, nu este înnecăcios, chiar este foarte, foarte plăcut pe piele și din nou este unul dintre favoritele mele. Mai departe, ce produse am recumpărat pentru mine? Întâi de toate aceste deodorante Rolon din gama Activel. Dacă mă urmăriți, știți bine că această gamă este preferata mea de la Oriflame în materie de deodorante, pentru că sunt cele mai eficiente, nu lasă urme, păstrează un miros fresh și efectiv le ador și în momentul în care desfac un deodorant din acesta Rolon, chiar mă ține o perioadă mai lungă de timp decât unul din același spray, așa că eu vi le recomand, găsiți la 8 lei preț de catalog un deodorant din acesta. Și am recumpărat pentru a 4-a, 5-a, 6-a oară, nu mai știu sigur, săpunul acesta lichid pentru mâini din gama Essentials, în varianta aceasta cu vitamina E și unt de shea. V-am zis că îmi place mult pentru că are un miros subtil, poate să-l folosească practic toată casa, nu este deranjant, nu usucă mâinile, curăță foarte bine, dar în același timp blând, așa că eu personal îl ador și de aceea îl tot recumpăr și vi-l arăt. Și bineînțeles, am recumpărat pentru mine și pachetul Wellness, acesta pentru femei. Am făcut o scurtă pauză de la acest supliment și am luat doar pastiluțele de omega 3 pentru problema mea cu pielea, dar am revenit la pachetelul acesta pentru că pe lângă omega 3 conține și acea pastiluță de multivitamine și minerale de care am mare, mare nevoie, dar și pastila de astaxantin, care este cel mai bun antioxidant. Și mai am ceva să vă arăt, un produs foarte fain pe care îl găsim într-o grămadă de variante, așa că avem de unde să alegem, și este vorba despre gelul de duș sau cremele de duș din gama Love Nature. V-am spus că ador această gamă pentru că fiecare variantă miroase foarte, foarte bine, miroase efectiv a ingredientele ce sunt trecute efectiv pe ambalajul produsului și găsiți acum un gel de duș din acesta pe coperta din spate la doar 12 lei. Deci prețul este foarte mic, prețul de catalog, încă o dată vă reamintesc, puteți să comandați produsele Oriflame cu reducere, deci iată, puteți să luați și gelul acesta de duș mult mai ieftin. Și am luat aici varianta perfectă pentru vară, este cea cu apă de nucă de cocos și pepene galben, este foarte fresh și chiar simți nuca de cocos și pepenele. Am luat și crema aceasta de duș ce este cu magnolie și cu ulei de susan, ce miroase floral, dar delicat, ușor dulce în același timp. Și bineînțeles varianta exfoliantă ce este cu smeură și cu mentă, chiar miroase fructat, răcoritor în același timp, este genial pentru a exfolia bineînțeles pielea, dar seamănă foarte, foarte mult efectiv cu bucățele din acelea de smeură, nu știu dacă se va vedea pe cameră. La capitolul cadouri, pentru că în fiecare unboxing știți că vă arăt ce primesc și eu cadou, ei bine, am aceste două produse de machiaj din gama Giordani Gold, una dintre gamele mele preferate de make-up de la Oriflame, și am întâi de toate rimelul acesta Incredible Length, varianta Potion, pe care nu o să-l desfac pentru că o să-l fac cadou, deoarece eu l-am mai avut și știu cum este. Și am, bineînțeles, și fondul acesta de ten, Metamorphosis, este cel care la contactul cu pielea devine așa mai spumant și nu mai necesită pudră pentru că lasă un efect mat. Iar acum, dragilor, pentru că am ajuns așa spre finalul clipului, putem să vorbim și despre următorul catalog, cel cu numărul 12. Cam așa arată coperta, după cum se poate vedea, și oferta pe partea din spate a catalogului. Ei bine, acesta o să înceapă evident de pe 24 august și va dura până pe 13 septembrie, deci este practic catalogul de început de toamnă. Ca de fiecare dată, el vine însoțit și de un flyer din acesta cu oferte, cu reduceri, prețuri mai mici la anumite produse pe care puteți să-l vedeți online după ce începe o campanie, așa că fiecare client direct la Oriflame îl poate răsfoi înainte de a-și plasa comanda și își poate alege produse din el, dar avem și revista Business and Beauty și deja vedeți o noutate ce va apărea în catalogul 12, dar nu vă zic mai mult de atât, pentru că discutăm despre pachetul de lansare, care, trebuie să vă spun sincer, că mă motivează foarte, foarte mult să-l iau. După cum se poate vedea, conține 3 produse și avem așa
bază de machiaj matifiantă din gama The One Makeup Pro, avem un balsam de păr infuzat cu uleiuri în gama Eleo, vine așa cu pompiță și are 200 de ml, avem un șampon și gel de duș, căpșună jucăușă din gama Love Nature pentru copii, ce drăguț! Și bineînțeles, ca de fiecare dată, pachetul de lansare vine cu mostre de parfumuri, de creme și 5 cataloage ale campaniei următoare. Dragilor, acesta a fost unboxing-ul de astăzi, așa că dacă v-a plăcut, dacă a fost util pentru voi, nu uitați să apăsați pe butonul de like și aștept să-mi scrieți în secțiunea de comentarii ce v-a plăcut cel mai mult din ceea ce v-am arătat eu astăzi și ce v-ați comandat deja dacă v-ați plasat comanda. Și vă reamintesc de cursul de engleză de care puteți să beneficiați cu doar 50 de lei, vă reamintesc de reducerile pe care puteți să le aveți și de faptul că vă puteți plasa singuri comanda atunci când vreți să vă luați produse pentru voi și pentru persoanele din jurul vostru, iar pentru asta trebuie doar să completați formularul pe care vi-l las eu în descriere, iar apoi o să luăm legătura, o să vă spun mai multe detalii și eventual vă trimit și catalog gratuit dacă vă doriți. Și bineînțeles, dacă am ajuns la final, vă spun din nou, nu uitați să vă abonați la canalul meu dacă nu ați făcut asta până acum și să mă urmăriți pe Instagram și pe Facebook și încă o dată aruncați o privire în descrierea clipului unde o să aveți toate linkurile necesare, așa că dragilor, vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru vizionare și vă las în partea aceasta videoclipuri pe care să le vedeți în continuare, niște videoclipuri destul de interesante, zic eu, iar până data viitoare eu vă pup și vă îmbrățișez. Pa, pa!